Nu ne primiți în Schengen, în judecată cu voi. Austria n-are niciun temei juridic pentru a se opune aderării României la spațiul Schengen. E doar o atitudine abuzivă, este strigătul lui Marcel Ciolacu, care vrea să trimită Austria în fața Curții Europene de Justiție. Premierul Marcel Ciolacu a făcut calculele. Dacă nu se găsește o rezolvare amiabilă cu Austria, să ne plătească cel puțin 2% din PIB, a spus premierul într-un interviu pentru Der Standard. Planurile lui Ciolacu au însă un adversar, chiar aici în România. În decembrie anul trecut, Klaus Iohannis spunea clar și răspicat: tratăm situația cu diplomație și nu atacăm Austria la Curtea Europeană de Justiție. Moment, după părerea mea, poate fi tratat într-o singură cheie, cu diplomație. Orice altceva, după părerea mea, este exclus. Acum, la cal și la emoție, tot felul de analiști vin cu tot felul de soluții. Dar pot să vă spun că România nu va ataca această chestiune la Curtea Europeană de Justiție. Între timp, primim și vești bune de la Comisia Europeană, care a ridicat oficial MCV-ul introdus în 2007. Justiția României este funcțională, atât de funcțională încât în Schengen oricum nu o să intrăm. Dar bine, acolo este vina migranților. Din cauza justiției, deși a fost și asta un impediment. Până an la de zile, punct, păi a fost o reușită în momentul în care am spus că scăpăm de MCV. Acum avem probleme cu migranții, dar mă bucur că autoritățile de la noi în sfârșit par să se fi pus pe treabă în ce privește Schengen. Par, ai spus foarte bine. Cel puțin, merg pe încredere, pentru că văd că se întreprind tot felul de acțiuni. Au reușit să, că bănuiesc că nici Roberta Metsola și nici Ursula von der Leyen n-au băgat-o de la ele. Au băgat-o la presiunea politicienilor români, europarlamentarilor români, care s-au dus, au pus presiune, au discutat problema asta, au tot discutat-o. Stai să traduc ce s-a întâmplat mai exact cu discursul Robertei Metsola și al Ursulei von der Leyen. Metsola, fiind președintele Parlamentului European, trebuia să spună ceva și despre Schengen, pentru că prea a fost tăcută pe subiectul ăsta. Când vine vorba de Ursula von der Leyen, a fost ultimul ei discurs, cel puțin pe mandatul ăsta, că ar putea să urmeze și altele, despre starea Uniunii. Deci e ultimul? Ce a fi zis? Despre starea Uniunii, alții. Stai, climă, bifat. Bun, geopolitică, bifat, războiul din Ucraina, bifat. Ce mi-a mai rămas? Vizite la Xi, bifată, că a fost și vizită la Xi, a spus cam așa. A rămas România și Bulgaria în Schengen, dar ce să fac? O să o dau pe franceză să nu înțeleagă nimeni. I-am ascultat discursul de o oră. Tamara, stai puțin, minute. Două secunde, permite-mi. Tu crezi că Ursula von der Leyen a spus-o pe asta că simțea nevoia să bifeze și subiectul ăsta? Da. Ea nu știa că Austria e în continuare. Tu chiar crezi că din poziția ei și Roberta Metsola la fel nu știau că Nehammer încă se opune? Păi și atunci de ce ar fi pus-o pe tapet încă o dată discuția ca să primească un refuz? Nu cred că a făcut-o la presiunea. Nu știau, cu siguranță știau. Îți spun doar că la Ursula von der Leyen a fost o bifă pe care a pus-o și ți-am zis la sfârșit de discurs. Păi îți explic eu. Dacă nu a făcut-o la presiunea politicienilor români. Vrei un al doilea mandat? Nu. A făcut-o la presiunea propriilor consilieri, la propria dorință și presiune nici de cum a politicienilor noștri. Spune-mi un pic. A avut așa un speech programatic, adică o viziune pentru viitoarea Uniune Europeană sau cum va arăta în continuare, dar cu un spațiu Schengen extins, apropo că ne și plasa în spațiu, adică nu doar că vor face parte România, deja fac parte, că așa s-a exprimat, da? Deja fac parte, știu foarte bine din nou. I-am ascultat fiecare cuvințel și în franceză n-am înțeles nimic. Iubești pur și simplu speech-ul Ursulei. Ador, absolut, atât de mult, la fel ca eurodeputata care stătea. I l-ai și citit, apropo? Sau doar l-ai ascultat? Doar ascultat. Dar am văzut și eurodeputata care asculta discursul, apropo, și stătea și croșeta acolo, pentru că atât de interesant a fost. Nu, au fost vorbe pe care le-a tot spus, le-a tot repetat și înțeleg că astea sunt de interes într-un asemenea context. Dar eu hai să nu fugim de parte. Am o întrebare pentru tine, rog, că nu m-ai lăsat. Și ți-o pun acum. Da. Ai zis de presiunea autorităților de la noi. Da. Care autorități? Și la presiunea cui? Dă-mi un exemplu și nu-mi da acum, nu mi-l da pe Eugen Tomac sau pe eurodeputații care au pus presiune acum, înainte de discursul Ursulei. Înainte nu am zis că măcar acum când ne arde foarte tare subiectul ăsta,
par autoritățile românești, inclusiv cele de la București, dar vezi, discursul că nu se a implică... fost în urma presiunilor, pentru că noi, Nemo, nu am pus nicio presiune. Uite, am fost acum, revoltată pe subiectul ăsta mereu. Pune acum Ciolacu cu presiune și bine face. Chiar de-ar fi, fără câștig de cauză. Am vorbit cu avocații, ultimul care ne-a pledat, da? Care a pledat în ghilimele, care ne-a spus că n-avea nicio șansă cu un astfel de proces deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru că e în urma unui vot, nu poți să judeci un vot, da? Asta a fost un vot împotrivă. Dar măcar este o presiune pe care o punem în continuare pe austrieci. Îi facem conștienți că fac o greșeală, da? Și e bine că o facem, chiar dacă nu avem câștig de cauză. Folosim orice mecanism vezi, posibil. Vezi, îmi place cum gândești. Gândești realist. Pentru că îți dai seama că e posibil să pierdem în acest e joc. E foarte posibil să primim pierdem. Acel 2% din PIB, așa cum vrea și Marcel Ciolacu. Nu spun nu. Doamne ajută să fie așa, că mai scădem poate și din deficitul bugetar. Așa. Ce gândire mercantilă ai, Tamara. Mă surprinzi. Te credeam așa într-o lume mai livresc, așa mai... Știi? Bun, altfel nu-mi explic de ce ar face asta. Într-adevăr, poate mai punem presiune, dar abia acum, nu? Vai, de când punem noi presiune? Nu am făcut nimic, ne-am trezit acum că am văzut că s-au tulburat apele un pic, că austriecii au aceeași poziție și ce să vezi acum? Pentru că am spus-o și aseară la știu, probabil o să mai repet și mult timp de acum încolo, pentru că nu o să intrăm cu una cu două în Schengen, până când rușii nu își termină toate interesele acolo. Exact ce spunea și Adrian Sârbu aici la știu, exact ce am mai spus-o și eu, în momentul în care Austria ne-a băgat un cuțit în spate și a spus nu României aici la intrarea în Schengen, mi-a fost foarte clar. Și ce să vezi acum? Acel fost ministru de externe austriac, care a dansat cu Putin frumos la nuntă, vals, tango, ce au dansat, de nici nu mai contează. De... Sunt terminându, ce să vezi, se mută la Sankt Petersburg. Da? Da. Repet, fost ministru de externe austriac, respectiv Austria, este foarte bine așa cum e și în continuare să ne mai dea câteva lovituri. Dar eu nu rămân aici, nu merg nici la Strasburg, o să merg la Budapesta, la Balaș Barabaș. Nici măcar la Viena. Nici măcar la Viena înainte de toate. Nu merg nici la Viena, nu fac turul Europei chiar acum, Balaș, dar poți să-mi spui tu, poate Uniunea Europeană să forțeze acum Austria real, din punctul ăsta de vedere, justițional, juridic, cum vrei tu, sau este doar o vrăjeală, așa cum ar spune românul, pentru că hai să presupunem că câștigăm un asemenea proces, da? La curtea... Nu? Ok. Nici nu continui. Văd că din start ai dat din cap. Deci nu este posibil. Mai e un precedent? S-a mai întâmplat cu vreo țară? Bineînțeles, Curtea Europeană de Justiție există cu un rost, da? Și bineînțeles, au fost cazuri în care s-au câștigat procese. Dar în cazul ăsta, în primul rând, cred că Ciolacu a aruncat declarația asta de supărare, de țâfnos așa. Hai, dacă nu ne primește în Austria, îi dăm o judecată să meargă dracu acasă. O Hohenzollernii ăștia. Așa, deci nu a fost o declarație oficială. Deci hai să nu punem prea mare accent și prea mare viză pe chestia asta. Pe de altă parte, mi se pare total eșuată ideea asta. Din niciun punct de vedere nu ar fi benefică. 1. Că mă întrebai de succes la nivel european. Nu are cum, pentru că unul din principiile de bază ale Uniunii Europene este unanimitatea. Da? În momentul în care tu forțezi o țară să voteze altfel decât este convingerea sa, înseamnă că încalci dreptul ăsta, principiul... unanimitate. Dreptul de veto, da. Lui de a spune nu. Acum că Austria invocă chestia asta cu imigranții, că vin prea mulți imigranți din România, este puțin jenantă, având în vedere, de exemplu, că Ungaria a eliberat în primăvara acestui an 1700, nu de imigranți, de traficanți. De traficanți de oameni, 1700, le-a dat drumul cetățeni străini și le-a zis, bă frate, vă dau drumul, dar în 72 de ore cărați-vă din țară. Treaba voastră, unde plecați de pe teritoriul Ungariei? Deci dacă invoci chestia cu imigranții, cum poți să nu... Și n-a reacționat nimic, adică cred că a fost așa un protest foarte slab și a lăsat-o așa. Tot același Nehammer, da? Bun. Pe urmă, atunci nu-l mai interesa ce se întâmplă și unde se duc. Da, nu. Deci asta cu ne apărăm în fața imigranților e slabă, rău. Dar nu ai ce face, da?
Pe urmă, un asemenea proces durează cam 2 ani așa. Da. Și 2 ani ce facem? Stăm așa și ia să vedem ce mai zice. Hopa, și ne-a respins. Și atunci ce faci? Deci pici de prost. Apoi, în Austria, deci această chestie cu respingerea României, din câte știu eu, este în mare parte o chestiune de politică internă. Da? Nehammer stă foarte prost și atunci a găsit, mamă, eu apăr țara de România și de imigranți, nu știu ce. În momentul în care tu îl dai în judecată, o să-i crești foarte mult popularitatea, pentru că o să spună, da, mă, ia uite, românii ăștia nu fac nimic cu migranții, dar ne dau în judecată, noi trebuie să ne apărăm. Hai, mă, austriecilor, țineți în spatele aici, veniți cu toții în jurul meu, strâns uniți în jurul partidului, nu, Nemo, așa zicea Ceaușescu. Da, 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 așa. Strâns uniți în jurul partidului și al secretarului său general, la, 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 la. Bun? Deci nu am făcut absolut nimic cu această dare în judecată, sau cum se spune, începere de proces împotriva Austriei. Nu, este o idee foarte, foarte proastă. Renunțați la ea, nu e bine. Mai ales că am văzut și ce a declarat ministrul austriac de externe, care a zis: pe mine nu mă interesează, nu are niciun sens să vorbesc despre asta acum, despre aderarea României la Schengen, pentru că nu mă interesează, migrația este mare. Deci ne tot aruncă același argument de fiecare poți dată. Faci, Tamara, poți să faci alte chestii, de exemplu, să pornești o campanie de presă, da? Cumperi o pagină în fiecare ziar austriac, fie ziar central, răspândit în toată țara, de ziar național, cumperi o pagină de publicitate și spui: dragi austrieci, eu sunt primul ministru al României sau președintele, whatever, ministru de externe, nu contează. Primul meu ministru zice că noi facem așa. Nu este adevărat. Fact check. Da? Există principiul ăsta și instituția asta de fact check. Fact check, nu este adevărat ce spune. Am mai zis cu tare. Pui 3 puncte din astea pe care le spune: vă rog, sprijiniți-ne aderarea în Schengen, pentru că lucrurile pe care ni le spune Nehammer nu sunt adevărate. Punct. Deci poți să faci chestii din astea de gherilă, da? Întreabă un specialist de marketing, o să-ți spună, nu sunt... Cum se face, Balaș, că nouă nu ne trece prin cap așa ceva? Știu. Cum se face că nouă, nu nouă, noi aici la știu, ci nouă politicienilor, lor. Politicienilor români, de ce nu le trece prin cap un asemenea demers, un asemenea gând? Tamara, e imposibil. Deci, sunt revoltată, bune, deci, nu facem nimic și spunem că facem care, lucruri. Știi care e problema? Că au zile întregi a mers chestia asta cu dronele. Ba a ieșit Tilver, ba a ieșit președintele, ba a ieșit nu știu cine. Băi, angajați-vă un purtător de cuvânt, că pe ăla poți să-l dai de pereți dacă spune tâmpenii, da? Dacă iese un purtător de cuvânt și zice, păi, nu știu, acum trebuie să spun altceva decât am zis ieri. Se face ăla de rahat, nu se face ministru, nu se face președintele. În Ungaria, niciodată primul ministru, foarte, foarte rar, iese la înaintare, sau ministrul apărării, face declarații protocolare, da? Deci în situații de criză, în situații tensionate, nu. Există un purtător de cuvânt, ăla iese, spune: bă, fraților, asta e poziția guvernului, da? Aveți întrebări? 1, 2, 3, bine, pa, mergeți acasă. Balașii nu se angajeze niciodată un purtător de cuvânt? De ce nu este o concepție, frate, gândiți-vă! Nu există, nu văd concepția asta, sincer, și e trist, adică degeaba râdem, e trist. Nu o vezi tu, dar o vede Casa Regală, care vrea să-și angajeze un CEO, dar despre asta vorbim imediat.